Pentru a-ți menține silueta sau pentru a slăbi, trebuie să ai un stil de viață sănătos care să includă activități fizice, precum și o alimentație echilibrată. Asta este bine știut de toată lumea. Ceea ce nu știe însă este că ar putea exista și un orar al meselor, care te poate ajuta să scapi de kilogramele în plus. Iată la ce oră ne sfătuiesc specialiștii să mâncăm pe parcursul zilei. Întrucât trebuie să vedem mâncarea ca pe o necesitate de a-i da organismului nutrienții necesari și nu ca să ne satisfacem o plăcere. Primordial, este necesar să organizăm mai bine atât compoziția, cât și orarul meselor, ceea ce nu reprezintă chiar o misiune imposibilă. Un mic dejun bogat în proteine, servit în intervalul orar 6-9-45 în funcție de programul fiecăruia, împiedică organismul să acumuleze depozite de grăsime, dar menține și senzația de sățietate în perioada zilei. Un mic dejun consumat după ora 10 nu ți va ține mult de foame. Prima gustare, la 2-4 ore după micul dejun. Nu toată lumea are nevoie de o gustare în prima parte a zilei, însă dacă simți nevoia să mănânci ceva, ai face bine să nu te abții. Prânzul până la ora 15. Un studiu publicat de curând de către Jurnalul American de Nutriție a concluzionat după monitorizarea a 1300 de indivizi care erau la dietă pentru că doreau să slăbească, că persoanele care iau prânzul până în ora 15 au șanse mai mari să slăbească în comparație cu cele care amână prânzul până după ora 15. Cea de-a doua gustare din zi poate fi luată la 2-4 ore după prânz, în funcție de cât de repede ți se face foame după ce iei masa. Mâncatul seara înainte de culcare, nu numai că îngrașă, însă îți afectează și calitatea somnului. Pe lângă caloriile suplimentare, mâncatul prea aproape de ora de culcare poate avea și alte implicații asupra sănătății, cum ar fi probleme digestive. Când dormim, digestia noastră încetinește în mod natural pe măsură ce metabolismul nostru intră într-o stare de repaus. Întinsul în pat imediat după masă poate duce la simptome precum indigestie, reflux acid și arsuri la stomac.